Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă spun pe scurt cum fac eu compotul de vișine. După cum vedeți, am spălat vișinele. Da? Trecem la treabă. Am pregătit borcane. Umplu borcanele. Nu până la vârf, ca să aibă loc să fiarbă. Și acum pregătesc apa cu zahăr. Încălzesc puțină apă într-o oară. Am încălzit apă suficientă pentru borcanele mele, am măsurat, am adăugat zahăr, aproximativ o lingură de zahăr la un borcan de compot. Mestec ca să se dizolve zahărul, după care umplu borcanele. Am umplut toate borcanele cu apa cu zahăr, iar acum sigilez borcanele cu capacele corespunzătoare borcanelor. Am sigilat borcanele, iar acum pregătim o oală cu o cârpă la fundul oalei, în care punem borcanele și adăugăm apă. Adăugăm apă și o punem la foc, la fiert. Timp de aproximativ 30 de minute. Am terminat toate borcanele de fiert. Apa trebuie să fie roșiatică și vișinele puțin crăpate. Uitați, acestea sunt toate compoturile mele de vișine. Deocamdată, acestea. Vă mulțumesc că m-ați vizionat până la final. Aceasta a fost rețeta mea. Eu am fost Ramona. Pe data viitoare!